Astăzi s-a atins un nou record în privința locurilor la ATI. Numai puțin de 1226 de pacienți sunt internați în stare gravă în acest moment. În ultimele 24 de ore au fost 9005 cazuri noi de COVID-19 din peste 36.000 de teste efectuate. Bianca Ogar ne aduce mai multe detalii. Bun găsit, vorbim despre un bilanț îngrijorător. În ultimele 24 de ore, peste 9.000 de persoane au aflat că s-au infectat cu noul tip de virus. Asta în contextul în care au fost efectuate aproape 36.000 de teste. Același bilanț arată faptul că la secțiile de anestezie și terapie intensivă se află un număr record de pacienți, și anume 1.226 de persoane care se luptă pentru viață. Asta în contextul în care numărul pe secțiile de anestezie și terapie intensivă sunt din ce în ce mai limitate. De altfel, autoritățile au anunțat astăzi, în acest context, că vor suplimenta numărul de paturi. Tot în ultimele 24 de ore, 171 de oameni și-au pierdut viața din cauza COVID-19, iar 4 dintre aceștia nu aveau și alte probleme medicale. La nivelul țării, cele mai multe noi cazuri s-au înregistrat tot în capitală. Mai exact, vorbim despre 1355 de noi cazuri. De asemenea, situația este îngrijorătoare și în județele Brașov și Cluj, acolo unde au fost înregistrate 644 de noi cazuri și respectiv 494 de cazuri. De asemenea, au fost înregistrate și în județul Cluj 551 de noi cazuri.